Toată slava, toată cinstea și gloria și mărirea să fie ale Domnului nostru Iisus Hristos, de acum și în veci. Amin. Iar cât despre dumneavoastră, care sunteți rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mă bucur să văd adunarea plină. De mult nu v-am mai văzut așa în formația aceasta. Văd fețe pe care nu v-am văzut de luni de zile. Și dăm slavă Domnului pentru această ocazie minunată. Și mi-aș dori ca în dimineața aceasta, nu doar prezența noastră să umple casa aceasta, ci slava Domnului să umple templul Lui și să fie peste noi, peste cei care slujesc, peste cei care cântă, peste cei care predică, peste noi toți, frați și surori. Dumnezeu din cer să-și manifeste prezența Lui și nouă să ni se deschidă ochii să vedem slava Lui Dumnezeu. Să ni se deschide inima, să simțim prezența Lui, că El este prezent, că așa a spus prin cuvântul Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Copii dragi, mă adresez și vouă, astăzi suntem în casa Domnului și sărbătorim moartea Domnului Iisus Hristos și această sărbătoare pe care noi o sărbătorim astăzi nu a fost înființată nici de noi, nici de părinții noștri, ci a înființat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Să mulțumiți și voi lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos pe care L-a trimis, pentru toți, să ridice păcatul lumii. Binecuvântat să fie El pentru aceasta. Aș vrea să citesc un scurt pasaj din Sfintele Scripturi. În seara în care a fost vândut, s-au întâmplat mai multe lucruri înainte de arestarea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, începând cu versetul 31, cuvântul Domnului spune așa: după ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Și acum vă rog să fiți foarte atenți că urmează o poruncă a Domnului Iisus Hristos, rostită de El către ucenici și peste veacuri către noi. Nu e o învățătură, nu e un sfat, nu e un îndemn, e o poruncă. Și aș vrea să o luăm ca atare foarte în serios, că Domnul a fost foarte serios când a spus: vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Nu știu dacă a stat vreodată să meditați, aș vrea pentru câteva momente să ne gândim. Oricum noi nu putem pătrunde iubirea Domnului, pentru că este una infinită și noi ca oameni finiți în gândire, nu putem pătrunde infinitul. Dar pentru câteva momente am vrea să ne gândim împreună cum a fost iubirea Domnului Iisus Hristos față de ucenici, față de cei din vremea Lui și față de noi toți. Aș vrea să remarcați că Domnul Iisus Hristos nu ne dă pe alții drept model. Noi trăim într-o lume în care oamenii aleargă după modele. Modelul iubirii, dacă vreți, standardul perfect al iubirii și al bunătății are un nume. Și numele acesta este Iisus Hristos, Domnul slăvit să fie El. Iubirea, în adevăratul ei sens, nu se învață din cărți, prin educație, cu atât mai puțin din filme sau din societatea sau în lumea în care noi trăim. Iubirea din lume este una interesată, este una care durează atâta cât durează interesul și avantajul. Și în momentul în care intervin probleme, se termină și iubirea și în locul iubirii apar alte lucruri, indiferență și ură. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la ceva mult superior și mulțumim că ne-a dat modelul maxim de iubire. Frați și surori, iubirea Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă spun, și dumneavoastră poate știți lucrurile astea, dar face bine să ni le reîmprospătăm. A fost una care n-a fost limitată, o iubire nelimitată. Domnul Iisus Hristos nu s-a limitat să iubească ucenicii, prietenul Lui, pentru că Biblia spune că a avut câțiva oameni apropiați,
Nu s-a limitat să iubească și să mântuiască pe poporul Israel, care a fost poporul ales în vechime de Dumnezeu ca popor al Lui. Domnul Iisus Hristos a avut o iubire așa de mare, încât ne-a inclus pe toți, slăvit să fie El pentru aceasta. Poporul român, ce înseamnă poporul român în lumea aceasta? Noi eram dintre neamuri, vrăjmași cu Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos ne-a inclus și pe noi în iubirea Lui și a venit și pentru noi să-și dea viața, să ridice și păcatele poporului nostru, al românilor, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar aș vrea să facem o aplicație practică, frați și surori. Domnul Iisus Hristos nu se limitează să ne spună lucrurile astea. El se așteaptă ca și noi să avem o astfel de iubire. Suntem noi și suntem noi dispuși la iubire care să treacă de limitele prietenilor, a rudelor, a legăturilor de sânge? Să iubim pe toți frații din adunare care vin din alte părți, din România? Să iubim frații care probabil nu ne iubesc pe noi? E tare ușor să iubești oameni care te simpatizează, care te privesc frumos, care te apreciază, care te valorează, care te ajută, care sunt atenți cu tine, care îți arată într-un fel sau altul că te stimează. E mai greu să iubești oameni care poate te tratează cu indiferență. Să iubești oameni care poate te vorbesc de rău, te nedreptățesc, au fost incorecți față de tine, au profitat față de tine. Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe toți. Și pe noi ne cheamă să ne iubim pe toți, frați și surori. În această iubire să includem pe toți frații, să nu mergem în lume. Spunea cineva că Domnul ne cheamă să iubim chiar și vrăjmașii, dar noi avem probleme serioase în iubirea chiar și a fraților. Doamne, ajută-ne să ne iubim pe toți frații. Și pe cei care merită, și pe cei care noi considerăm că nu merită, pentru că dacă suntem onești cu noi înșine, vom ajunge la concluzia că de fapt nici noi nu merităm iubirea Domnului și totuși El ne-o acordă în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. O a doua caracteristică a iubirii Domnului Iisus Hristos este că a fost una și este una dezinteresată, frați și surori. Domnul nu a venit pentru că a avut El interese de la noi sau că am fi putut noi să-i dăm ceva Lui. Singurii avantajați și binecuvântați din venirea Domnului Iisus pe pământ suntem numai noi și mulțumim și ar trebui să-i mulțumim toată viața noastră și întreaga veșnicie pentru această iubire mare care ne-a arătat-o, frați și surori. Noi, ca oameni, suntem dispuși să acordăm iubire atâta timp cât primim ceva în schimb. Ne asemănăm într-un fel cu anumite firme care investesc într-o zonă și dacă beneficiile, dividendele, nu sunt pe măsura investiției, își retrag capitalul și se mută în altă parte. Din păcate, de multe ori, exact asta facem noi în relațiile dintre noi, frați și surori. Gândiți-vă bine, sunteți dispuși să iubiți pe oameni care nu vă arată iubire înapoi? Suntem dispuși să continuăm relații cu oameni care poate că an de-a rândul n-am primit de la ei nimica? Să nu mai contabilizăm binele făcut, să nu mai contabilizăm tot ceea ce am făcut pentru oameni, indiferent de ajutorul pe care l-am acordat, pentru că cu astfel de iubire ne-a iubit Iisus și la o astfel de iubire ne cheamă Iisus. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și încă un lucru care iară mi se pare foarte important, s-ar putea vorbi mai multe, iubirea Domnului Iisus Hristos a fost una sacrificială, dacă vreți. La 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, sunt niște versete extraordinar de frumoase. Cuvântul Domnului spune așa: noi am cunoscut dragostea Lui, adică a Domnului Iisus Hristos, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos a și spus că ne iubește, a făcut bine celor din jurul Lui și poate până la o limită și noi suntem dispuși la lucrurile acestea. Să afirmăm dragostea față de frați, să fim amabili față de frați, să fim politicoși, să ne oferim ajutorul dacă nu-i ceva din calea afară de costisitor. Domnul Iisus Hristos a spus că dragostea are niște limite și El a spus în altă parte că nu există altă dragoste mai mare decât să-ți dai viața pentru prietenii tăi. Exact aceasta a făcut Domnul pentru noi, dar nu numai pentru prieteni, și pentru dușmani. Suntem și noi dispuși la o dragoste
sacrificială. Deocamdată trăim vremuri de libertate și n-am ajuns la situații în care efectiv, la propriu, să trebuiască să-ți dai viața pentru cineva. Versetul de mai jos spune așa: dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Se poate? Nu se poate, frați și surori. Și concluzia practică este următoarea: copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Căci așa ne-a iubit și pe noi Iisus. Slăvit să fie El pentru aceasta. Frați și surori, mi-am dat seama, meditând la subiectul acesta zilele astea, că în poporul Domnului sunt multe nevoi, nu numai materiale. Noi, ca și credincioși, facem foarte bine și chiar aș vrea să apreciez lucrul acesta la biserica din Girona. Când au fost situații limită, am auzit de oameni, le-a ars casa, a murit cineva, au fost situații și familii la noi în biserică. Oamenii sunt foarte săritori și un lucru bun, dar sunt multe alte nevoi. Nevoi sufletești, dureri sufletești, singurătate, probleme prin care trec oamenii, poveri pe care oamenii le poartă. Suntem dispuși să punem umărul și să ne punem la dispoziția oamenilor să ajutăm într-un fel? E mare lucru și un lucru foarte bun, nu neg, să ajuți material pe cineva. Și sunt situații în care e necesar lucrul ăsta. Și vă încurajez să o faceți în continuare și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Dar sunt și alte poveri. Îmi vine acum în minte un exemplu pe care o să vi-l dau și după care vom intra și vom merge la rugăciune înaintea Domnului. Săptămâna aceasta, cred că îmi spunea un prieten, are un prieten apropiat, pe care a ajuns într-o situație foarte grea, nu-i de aici, a rămas la părăsit nevasta. Luni de zile era și el șofer pe tir, spunea, nu știam dacă mi-a fi sunat că urc în sus sau cobor în jos, de mai multe ori și-a propus să se arunce undeva, să-și facă capătul, să se omoare, la modul cel mai serios. Și îi spunea omul acesta la prietenul meu pe care și eu îl cunosc, șeful lui, un spaniol. Luni de zile a stat alături de el și în fiecare zi îl suna și, dacă era cazul, ore întregi stătea lângă el și se punea la dispoziție omului acestuia. Dar șeful lui, spaniol, nu era un om care era șomaș și n-avea de lucru. Avea nu știu câte camioane și el la rândul lui avea probleme de rezolvat. Își făcea timp, pentru că știa situația lui, să fie alături de el, să-l asculte, să-i dea un sfat, să-i dea un îndemn, într-un fel să fie un sprijin. Când vinea din cursă la sfârșit de săptămână, nu lăsa să stea singur acasă, îl lua și îl ducea la el acasă să cineze împreună cu familia lui. Și declara omul acesta, care acum a depășit într-un fel momentele critice: ajutorul lui a fost esențial pentru mine să depășesc situația aceasta. Frați și surori, noi suntem dispuși să lăsăm pe ale noastre. Că iubirea, printre altele, asta înseamnă să renunțăm la avantajul nostru, la comoditatea noastră, la drepturile noastre, la timpul nostru liber, la ceea ce ne-ar place nouă din fire să facem și să ne punem la dispoziția altor oameni. Ce exemplu frumos! Oameni din lume, un spaniol care noi spunem că poate că nici nu crede în Dumnezeu și a înțeles un lucru care de multe ori noi nu-l înțelegem și l-avem explicit în Biblie. Avem model pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți, Biblia de la început până la sfârșit spune că esența poruncii, ținta poruncii, dragostea. Toată legea, toți prorocii se pot concentra într-o singură poruncă, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Pavel merge cu îndrăzneală până acolo încât spune că orice ai face, orice slujire, orice dar, orice, absolut orice, dacă nu-i dragoste, egal cu zero. Frați și surori, tare mult îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră, Dumnezeu din cer să ne curățe inimile și să toarne prin Duhul Său ce Sfânt adevărata dragoste. Nu cum o înțeleg oamenii, nu cum ne vine nouă prin natura noastră, dragostea care vine de sus, frați și surori, dragostea cu care ne-a iubit Iisus, la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Nu de mult am vorbit cu un prieten, vine acum un exemplu care exact la polul opus. Părinții lui sunt în vârstă, România, membri într-o biserică de oameni pocăiți. Și l-am întrebat, pentru că domeniul ăsta relațiilor, el îl consider unul în care suntem foarte deficitari. Care a fost reacția fraților față de boala părinților lor? A fost cu COVID acasă, izolați. S-au mobilizat într-un fel, frații. I-au căutat, i-au sunat, au fost să facă ceva pentru ei. Să simt oamenii ăia că au un suport în oameni. Știți ce mi-au spus? Singurii care au căutat au fost poliția, în rest nimeni.
Dumnezeu să se îndure de noi, frați și surori. Noi trăim într-o lume în care există atâta ostilitate, atâta indiferență, vorba cuiva, viața aceasta este o insulă de singurătate, într-un ocean de indiferență, dar noi nu trebuie să fim așa, frați și surori. Că prin aceasta vor cunoaște toți că suntem ucenicii Lui. Dacă vreți, semnul distinctiv al nostru, ca și credincioși, nu e neapărat exteriorul. Nu e neapărat că noi mergem duminica la adunare și alții numeri, nu. Semnul distinctiv, ceea ce nu au oamenii din lume, este dragostea dezinteresată unii față de alții. Domnul să ne ajute și să ne dea această dragoste din plin. Frați și surori, vă rog să vă cercetați înaintea Domnului. Eu mă văd deficitar, am nevoie ca Dumnezeu să-mi dea harul Lui. La 2 Petru, capitolul 1, cred că... Pentru că dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că noi mai degrabă suntem predispuși la egoism, la răzbunare, la resentimente. Dacă nu primim înapoi, ne retragem, așa cum am spus, și ne căutăm alte relații. Așa suntem noi oamenii, dar Dumnezeu le cheamă la ceva superior. Și există o forță, dacă vreți, care ne poate face să ne iubim chiar și pe oameni care fac rău, chiar și pe oameni care nu interesează de tine. Și nu odată, nu de două ori, nu de trei ori și după aceea să renunți și să rupi relațiile. Până la capăt, exact așa cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul Domnului la 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot, ne-a dăruit tot, inclusiv puterea de a iubi. Doamne, dăruiește-ne și nouă această putere. Amin. Vă invit respectuos să stați ridicați în picioare și să ne rugăm în sensul acesta. Amin.